Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV, la o nouă emisiune așezată sub genericul Profesorul de lângă noi. Pe parcursul acestei după-amieze vom avea bucuria și plăcerea de a-l avea alături de noi pe domnul profesor Mădălin Sebastian Lung, profesor de geografie în cadrul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Bine ați sosit, domnule profesor, alături de noi și de telespectatorii noștri. Vă spun bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, respectiv dați-mi voie să vă mulțumesc pentru onoranta invitație pe care am acceptat-o cu mare, mare bucurie. Și noi vă mulțumim că sunteți în această după-amiază alături de noi. Aș vrea, înainte de a începe discuția, să le povestesc puțin telespectatorilor noștri cum am ajuns să ne cunoaștem. Ne-am cunoscut inițial, așa cum se leagă mai nou prieteniile, relațiile de colaborare în mediul virtual. Ne-am împrietenit pe o platformă de socializare. Ulterior, am avut șansa să ne întâlnim la o lansare fizic, la o lansare de carte, iarna trecută la Cluj-Napoca. În urma acelei întâlniri s-a născut și o frumoasă colaborare editorială care a văzut lumina tiparului în zilele care tocmai au trecut. O colaborare editorială care s-a concretizat prin apariția unui volum despre care o să povestim în cele ce urmează, volum pe care l-ați coordonat. Sper că această colaborare, care iată continuă și cu dialogul nostru din această după-amiază, se va perpetua și în perioada și anii care vor urma și va aduce rezultate frumoase. Pentru început, așa cum procedez cu majoritatea invitațiilor mei, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Unde v-ați născut, în ce parte de țară v-ați născut și care au fost primii pași ai formării dumneavoastră intelectuale? M-am născut în satul Fildu de Sus, comuna Fildu de Jos din județul Sălaj, cum îi spun eu, Sălajul istoric, în anul 1993, data de 9 mai. Tot acolo am petrecut și cei 7 ani de acasă, tot acolo am început și primii pași, dacă doriți, în formarea mea educațională, pentru că acolo am început și grădinița, unde am făcut primii pași, în satul natal. Urmând ca după aceea, pe când să încep clasa 1, să mă mut în orașul Buedin, un oraș de lângă comună unde m-am născut și unde am și început clasa 1. Pe atunci se numea școala Grupul Școlar Buedin, respectiv între timp s-a redenumit și se numește Liceul Tehnologic Vădeasa Buedin. La acest liceu am început de pe clasa 1 și am continuat până pe clasa 12. Bineînțeles că am dat bacul și am mers mai departe la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Licența am absolvit-o în anul 2015, apoi m-am dus mai departe cu nivelul de masterat pe care l-am absolvit în anul 2017. Între timp m-am înscris tot în 2015 și la Facultatea de Istorie și Filosofie, facultate pe care am absolvit-o în 2018, oarecum bucuros pentru că era anul centenarului. Și tot în această perioadă, în anul 2017-2018, m-am înscris și la un program masterat la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai. Practic am încercat așa să cuprind o paletă științifică care m-a atras încă de mic, această paletă a științelor naturii, îmbinată cu științele umane, dacă putem spune așa, când vine vorba de istorie. Cumva ați răspuns celei de-a doua întrebări. Vreau să vă rog să ne povestiți ce anume v-a determinat să vă îndreptați spre aceste domenii ale cunoașterii și deja ne-ați și oferit răspunsul la această întrebare. Proveniți dintr-o zonă pitorească a țării, să spunem. O zonă pe care ați și cercetat-o. Și în urma cercetărilor pe care le-ați efectuat, ați scos la iveală câteva lucruri interesante despre aceasta, pe care o să încercăm să le
le povestim pe parcursul minutelor care urmează. Aș vrea să ne oprim puțin asupra anilor de studiu, asupra acelor ani în care se creionează portretul intelectualului. Și aș vrea să vă întreb dacă în această perioadă, firește, din multitudinea profesorilor pe care i-ați avut, a existat un cadru didactic universitar anume care v-a influențat într-o anumită direcție, care v-a îndreptat pașii spre ceea ce înseamnă cercetarea științifică, academică? Sigur, în primul an cel puțin am fost mai puțin sfios pentru că nu cunoșteam Clujul atâta de bine, dar cel puțin începând cu anul 2, anul 3 cu atât mai mult, am început să mă atașez de mai mulți profesori de la Facultatea de Geografie, dar cel mai mult m-am atașat de, și aș putea să spun, de doamna profesor Alina Mureșan și de domnul profesor Gligor Viorel. Practic, aceștia au fost doi dintre oamenii care m-au sprijinit necondiționat, absolut, întotdeauna când am cerut ceva, când am avut nevoie de explicație, să-mi spună ceva, să colaborăm. Niciodată nu au spus că nu pot, poate că m-au mai amânat câteodată, dar de putut, tot timpul s-a putut. Și tot cu domnul profesor Gligor Viorel am început să colaborez și când a fost vorba de participa la manifestări științifice, pentru că dumnealui m-a ajutat să spun așa, să fac un prim proiect cu care să mă pot prezenta la o manifestare științifică și asta se întâmpla în anul 2016, chiar la Conferința Națională a Societății Geografie din România, desfășurată acasă la noi la Cluj, chiar la Facultatea de Geografie. Practic era un proiect pe care trebuia să-l facem la cursul domniei sale, însă probabil că văzând că l-am făcut destul de bine, m-a mai ajutat, l-am îmbunătățit și m-am înscris cu el. Bineînțeles că l-am trimis spre dacă o să-l accepte sau nu o să-l accepte. A fost acceptat și așa s-a întâmplat prima manifestare științifică. În continuare, tot cu domnul profesor am colaborat și la următoarele manifestări științifice, pentru că la unele dintre ele am avut nevoie de acordul unui profesor îndrumător, și dumnealui tot timpul m-a sprijinit și mi-a dat acest acord de a participa. Practic, avea, pot spune, încredere deplină în ceea ce făceam. Cu doamna profesoară Mureșan, mai cu seamă în anul 3, am început să colaborez pentru că începusem să facem aceste cursuri de continente, Europa, Africa, Asia, parte care mă și atrage mult. Și atunci, văzând că mă atrage această parte, s-a legat o legătură, s-a legat o strânsă prietenie între noi, prietenie care a ajuns să fie și una științifică. Și mai ales când a venit vorba de publicații științifice, doamna profesoară m-a ajutat tot timpul. Cred că avem deja 10-15 articole de prim autor, coautor, amândoi publicate în diverse reviste de specialitate din țară și din străinătate. Bineînțeles că au mai fost și alți profesori, pentru că, practic, cu doamna profesoară Mureșan nu am făcut nicio lucrare, nici cea de licență, nici cea de master, însă cu domnul profesor Gligor am făcut și lucrarea de disertație din cadrul Facultății de Geografie, lucrare pe care am și publicat-o de altfel și probabil că o să și discutăm despre aceasta. Cu siguranță o să povestim despre aceasta în minutele care urmează. Și acum, dinspre Facultatea de Istorie și Filozofie, a existat un cadru didactic de care v-ați simțit legat, apropiat, sufletește și științific? La Facultatea de Istorie aș putea spune prietenește mai ales, dar și științific, pentru că m-a ajutat și mi-a dat cărți, bibliografie și așa mai departe. Și aș vrea să aduc aici în aminte pe domnul conferențiar doctor Ion Cârja, care tot timpul când i-am cerut ceva m-a ajutat, ori telefonic, ori dacă nu m-a chemat la domnia sa la birou la Cluj, mi-a spus tot ceea ce aveam nevoie, mă îndruma unde aș putea să găsesc ceva. Dar bineînțeles că n-am făcut nici cu dumnealui lucrarea de licență, am făcut-o cu domnul profesor Țărău,
până să-l cunosc pe domnul Cârja, cu domnul profesor Țirău mă înțelegeam ceva mai bine, ne cunoșteam mai bine și așa a fost să fie. Dar după aceea cu domnul profesor Cârja am început să colaborez mai bine. Acum cred că această colaborare mai eficientă, cu ghilimele de rigoare, să spunem, s-a datorat și faptului că acum îl cunosc și eu pe domnul profesor Cârja, am avut ocazia să studiez alături de domnia sa la Cluj. Acum și domnul profesor este originar tot din zona Munților Apuseni și atunci cred că legătura a fost mult mai ușoară și apropierea a fost mult mai ușoară față de dânsul decât față de ceilalți profesori. Vorbeați aceeași limbă, cum s-ar spune. Corect. Bun, ne-ați putea spune care a fost tema de cercetare pe care ați abordat-o în cadrul Facultății de Geografie la domeniul licență masterat și pe urmă cel abordat în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie? La nivelul de licență de la Facultatea de Geografie am abordat un subiect de cooperare și dezvoltare intercomunitară și studiul de caz l-am făcut pe microregiunea Vrădeasa cu Edin. Acum oarecum era normal, pentru că fiind din această zonă a Munților Apuseni, a Munților Vlădeasa, trebuia să iau ceva care să-mi fie mai familiar și totodată ce cunosc mai bine ca și poziție geografică și respectiv alte elemente. Apoi, la nivelul de master, am ales o temă tot pe microregiunea Vlădeasa cu Edin, practic continuând cu ceea ce începusem la licență, iar ca titlu, chiar așa s-a și numit, microregiunea Vlădeasa cu Edin, analiză structural funcțională. Și apoi, la Facultatea de Istorie, am ales o temă. Acum aici a fost oarecum, nu că am ales-o eu, ci m-am dus la domn profesor Țirău și am bătut la ușă și am spus: domn profesor, ar trebui să fac cu dumneavoastră lucrarea de licență. Și domn profesor a fost radical din start și mi-a spus: dacă faci pe Țara Moților, accept. Dacă vrei altceva, nu accept. Bineînțeles că am acceptat, fiind aici din Munții Apuseni, am acceptat și am făcut o temă de evoluție demografică, realități istorico-geografice a Țării Moților în secolul 20. Acum am văzut dinspre Facultatea de Istorie cine a avut un cuvânt de spus în alegerea temei de cercetare. Însă, în celălalt domeniu, în domeniul geografiei, cât de mult a contat sugestia profesorului în alegerea temei de cercetare și cât de mult a contat inițiativa dumneavoastră în această direcție? În ceea ce privește prima lucrare, cea de licență, eu prea mult nu am contat. Am contat doar că i-am spus la doamna profesoară că aș dori să fac ceva familiar din zona mea. Și atunci doamna profesoară, știind că la acea vreme erau la modă aceste asociații de dezvoltare intercomunitară pe microregiuni, știind că sunt de aici de la Huedin, mi-a sugerat să fac această temă. Și atunci, bineînțeles că am acceptat, eram familiar cu așa ceva, am acceptat și am început să colaborăm, să lucrăm împreună. În ceea ce privește lucrarea de disertație, acolo a fost de fapt tot acolo a fost inițiativa mea, pentru că făcusem un proiect, ca să spun așa, și acel proiect l-am făcut atât de detaliat, ca să spun așa, încât am ales să îl fac ca și lucrare de disertație. Bineînțeles că l-am prezentat domnului profesor, i-am arătat ce am făcut, i-am spus cum am făcut, dumnealui a acceptat și a acceptat să îl îmbunătățim, să-l facem mai bun, mai solid și să o putem da ca lucrare de disertație la comisie. Am înțeles. După susținerea acestor lucrări și obținerea titlului de licențiat în geografie, respectiv licențiat în istorie, masterat în geografie, aceste lucrări au și văzut lumina tiparului. Acestea s-au concretizat în niște volume publicate la edituri de prestigiu din Cluj-Napoca. Și v-aș ruga să aveți amabilitatea ca în minutele care urmează să ne povestiți pe rând despre aceste volume, câte ceva. Să vorbim puțin mai în detaliu despre ceea ce conțin acestea între copertele lor. Sigur, fac precizarea că am publicat disertația de la geografie și
respectiv licența de la istorie, pentru că licența de la geografie nu am publicat-o, fiind oarecum cuprinsă în disertație. Și dacă doriți, am putea vorbi pentru prima dată de disertația de la geografie. Desigur, desigur. Cum trebuie să, de la bun început, trebuie să știm faptul că atunci când vorbim de geografie și dorim să facem un articol sau orice altă lucrare științifică, prima și prima dată trebuie să facem o localizare a arealului pe care studiem, o poziție geografică. După ce facem această localizare și aflăm poziția geografică, bineînțeles că trebuie să ne legăm de ceea ce înseamnă caracterizare fizico-geografică a arealului pe care urmează să studiem. Și când spunem fizico-geografic, ne referim la relief, substrat geologic, la hidrografie, adică rețeaua hidrografică, dacă avem lacuri, râuri, fluvii, apoi ne legăm de ceea ce înseamnă climă, ce înseamnă faună și vegetație și, bineînțeles, ceea ce înseamnă solul sau, cum îi spunem noi la geografie, înveliș edafic. Pentru că, de exemplu, din soluri rezultă alte și alte elemente care le putem studia la agricultură sau la economie. Apoi, ceea ce am făcut în lucrare a fost să identific elementele structurale. Când spunem elemente structurale, ne referim la componența administrativ-teritorială. În cazul meu, fiind microregiune, trebuia să identific comunele sau orașele care fac parte din microregiune. Apoi, trebuia să aflu ariile de polarizare. De exemplu, în microregiune avem orașul Huedin, care este un centru polarizator. Ce înseamnă centru polarizator? Înseamnă că este oarecum cea mai dezvoltată așezare. În acest oraș avem servicii medicale, juridice, școlare, pe care nu le avem în comunele din microregiune sau din vecinătatea orașului. Și atunci, ariile astea de polarizare, de exemplu, aduc oamenii din celelalte comune aici în oraș pentru a-și satisface nevoile de care pentru care vin aici. Sanitare, juridice, școlare, se fac tot felul de fluxuri. Apoi a trebuit să identific elemente privind funcționalitatea teritoriului, să vedem, de exemplu, dacă au loc proiecte care se fac în comun între comune sau între orașul Huedin și alte comune. Și apoi am început să analizez interrelaționări ierarhico-funcționale. Și aici avem cele de poziție geografică, pentru a afla unde sunt poziționate toate satele din microregiune, să vedem, să determinăm funcția economică a fiecăreia, apoi relaționări geodemografice, socioculturale, apoi, bineînțeles, trebuia să ne legăm și de distribuția spațială a infrastructurii tehnico-edilitare, pentru că este un indicator important când vorbim de nivelul de viață, de calitatea vieții, și aici ne referim la infrastructura de gaz, infrastructura de canalizare, de alimentare cu apă potabilă. Apoi, relațiile ecologice, ecologico-environmentale. Bineînțeles că aici am identificat câteva disfuncționalități pentru că am avut așezări unde exista segregare etnică și atunci, bineînțeles, că o etnie era așezată la mijlocul așezării, respectiv o altă etnie era așezată înspre periferie și acolo la periferie, bineînțeles că depuneau tot felul de deșeuri și s-a ajuns într-un prag oarecare de epidemie, pentru că n-aș dori să dau numele comunei, dar a fost pe aproape ca unele reziduri să ajungă în râul Crișul Repede și știm că Aleșul, Oradea se alimentează din acesta cu apă. Apoi a trebuit să identificăm și să analizăm fluxurile locale și regionale. Și aici avem două categorii de fluxuri, fluxuri de materii și fluxuri demografice. La fluxuri de materii, bineînțeles că ne referim la cele de servicii, de informații. Iar la cele demografice ne referim la fluxuri, cum ar fi, de exemplu, navetismul elevilor. Și aici am identificat navetism dinspre Cluj, înspre Huedin.
Am identificat dinspre toate comunele din microregiune, înspre Huedin. Am identificat dinspre Bratca, care e în județul Bihor, înspre Huedin. Am identificat navetism al elevilor dinspre județul Sălaj, comunele limitrofe Huedinului, care vin să studieze la Huedin. Și bineînțeles că apoi ne-am legat de imparități, le-am spus noi, funcționale, generatoare de disparități teritoriale. Și aici avem, de exemplu, diferențele dintre spațiul central și spațiul periferic. Exact ceea ce spuneam cu deșeurile. Bineînțeles că un centru al orașului arată mult mai bine, este întreținut mai bine, respectiv disfuncționalitățile apar înspre periferie. Cu cât mergem înspre periferie, înspre zona suburbană, calitatea oarecum scade. Apoi a trebuit să identificăm fenomene generatoare de stări geodemografice de risc. Și ce avem aici? Aici avem tot ceea ce înseamnă fenomene demografice de risc și aici ne referim la, de exemplu, la migrația populației tinere, ne referim la îmbătrânire demografică, ne referim la depopulare. Și aici oarecum acestea sunt mână în mână. Tinerii pleacă, rămâne populația îmbătrânită și bineînțeles că apare și depopulare. Apoi am avut să identificăm riscurile determinante de desfășurarea unor fenomene naturale de risc. Bineînțeles că aici am încercat să căutăm, de exemplu, alunecări de teren care afectează case ale oamenilor sau infrastructură de transport. Iar mai apoi ne-am legat de organizarea utilizării terenurilor. Și aici, bineînțeles că ne-am referit la agricultură, cum este și normal în microregiunea Vledeasa cu Edin, fiind majoritar comune, utilizarea terenului este diferită, pentru că oamenii prelucrează pământurile și aduc tot felul de produse în piață la Huedin. Oarecum putem spune că Huedinul este și a fost o piață de desfacere pentru toate comunele din microregiunea Vledeasa Huedin. Cam atât a fost bun, ceea ce am studiat în cadrul lucrării de disertație. Să vedem acum lucrarea apărută în urma absolvirii Facultății de Istorie și Filosofie. Sigur. Cea dedicată evoluției țării moților pe parcursul secolului al XX-lea. Sigur. Titlul cu care m-am înscris a fost Țara Moților, evoluția demografică a țării moților în secolul 20. Am publicat-o sub numele de Țara Moților, realități istorico-geografice în secolul 20, pentru că între timp i-am mai adus niște îmbunătățiri și am dorit să cuprind mai mult. Și ce am făcut aici, prima și prima dată, oarecum fiind cu detenta asta geografică, am făcut și aici un cadru fizico-geografic al țării moților, legându-mă de poziția geografică a țării moților, și bineînțeles de reperele fizico-geografice pe care le-am menționat și la disertație, cum ar fi relief, hidrografie, soluri și așa mai departe. Apoi a fost necesar să spunem câteva cuvinte despre conceptul de țară și conceptul de moți. Și când spunem conceptul de țară, ne referim aici la cele 18 spații mentale de tip țară de pe teritoriul României, toate calate pe catena montana Carpaților. Bineînțeles că Țara Moții este una dintre aceasta și se află în Munții Apuseni. Iar mai apoi ne-am legat de conceptul de moți pentru a afla de unde vine acest cuvânt. Bineînțeles că din ceea ce am găsit, cele mai vechi dovezi se pare că sunt încă din perioada dacică și se refereau la niște oameni care aveau o anumită îmbrăcăminte, o căciulă care avea un moț și practic atât a trebuit până să revenim la conceptul de moț. Mai apoi am făcut o analiză asupra componentei demografice din Țara Moților pe 4 perioade temporale și am luat aici o primă perioadă între 1900 și 1910, apoi între 1910 și 1956, 1956-1992, respectiv 1992-1999. Mai apoi am studiat structurile geodemografice sau demografice din Țara Moților și aici le-am luat la rând structura etnică, structura confesională,
pe grupe de vârstă, structura forței de muncă, structura educațională și am făcut și o densitate a populației din Țara Munților. Bineînțeles că în final am completat cu ceea ce înseamnă situații ale Țării Munților în perioada interbelică. Și aici am pus câteva aspecte, am studiat câteva aspecte privind starea medicală din Țara Munților în perioada interbelică și apoi câteva informații despre ceea ce a însemnat planul de colonizare. Și acolo am avut și câteva activități economice reflectate în evoluția demografică a Țării Munților. Respectiv, cam asta a fost structura lucrării. Am făcut concluziile și, bineînțeles, bibliografia. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Legat de lucrarea dedicată Țării Munților în secolul al XX, aș avea o curiozitate. Noi făceam în perioada facultății, respectiv la nivelul masterat, un curs de demografie istorică. Și ca și probă practică, trebuia să prezentăm evoluția unei comunități de-a lungul a 50 de ani, pentru ca cercetarea noastră să fie cât de cât relevantă pentru ceea ce înseamnă studiul demografic. În realizarea acestui demers am folosit ca și bază documentară registrele parohiale din comunitatea respectivă, care se păstrau în mare parte la Arhivele Naționale din Cluj. Pentru secolul 20, bănuiesc că pentru studiul pe care l-ați realizat, v-ați folosit de statistici, de recensămintele publicate de-a lungul timpului, recensămintele agricole și așa mai departe. Pentru secolul 20, partea, segmentul cronologic de care v-ați ocupat, registrele parohiale sunt la dispoziția cercetătorilor, pot fi folosite în analiza demografică. Pentru secolul 19 știm, noi le-am avut la îndemână, la liber, le puteam consulta oricând, în ce condiții, dar cele de secol 20, cele până aproape de zilele noastre, pot fi consultate, au aceleași regim ca cele din secolul 19? Acum aici e la latitudinea unora și altora, depinde peste ce oameni dai. Am înțeles. În mod normal se dau, dar cel mai mult nu se dau. Și mai ales nu se dau atunci când vine vorba de cei care practic încă ar putea fi în viață. Dacă vreau să iau pe cei din, nu știu, 1960-1970, s-ar putea să dau peste un preot, de exemplu, care o să-mi spună că îți date confidențiale, nu mă lasă să văd când s-au născut, nu mă lasă să văd, bineînțeles că acolo apare și cum îi cheamă, și atunci îmi spune că intră oarecum sub incidența unei legi a Arhivelor Naționale și nu le primești. Am înțeles. Deci registrele din ultima jumătate de secol, să spunem, încă se află la parohii, n-au fost duse spre Arhivele Naționale. Sau se regăsesc și din acestea la Arhivele Naționale sau se păstrează toate exclusiv la parohii? Cel puțin din câte știu eu și am avut ocazia să văd, sunt în cadrul parohiilor. Am înțeles. Eu nu zic că nu există posibilitatea să fie și la Arhivele Naționale. Bine, aici e și o problemă, pentru că această situație de care spuneți dumneavoastră are la bază mai multe elemente și, de exemplu, acolo unde există și ortodox, să spunem, și reformați, calvini și alte și alte confesiuni, s-ar putea ca unii să le fi dat, alții să nu le fi dat la arhive. S-ar putea ca alții să te lase la biserică să le consulți, s-ar putea ca alții să nu te lase. Și atunci te afli, de exemplu, că studiezi evoluția confesiunea la Fuedin. Ortodoxii mă lasă să studiez, reformații nu mă lasă să studiez. Și atunci clar că nu pot să fac studiu de calitate și să aduc adevărul. Și să fie și relevant pentru ceea ce înseamnă cercetarea Sigur. Demografică. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru că mi-ați răspuns aceste mici curiozități care mă frământa de ceva vreme, pentru că am început să scanez, să fotografiez, nu să scanez, registrele parohiale pentru zona Sebeșului și eram curios să vedem până la ce punct aș putea merge cu acest proces și dacă e cazul să mă opresc într-un anumit punct sau pot veni până aproape de zilele noastre. Bun, am vorbit despre primele două apariții editoriale, primele două cărți.
După apariția acestora au urmat și alte volume. Unul publicat chiar în același an cu publicarea lucrării de licență de la Facultatea de Istorie. O lucrare, și îmi permit să-i citesc titlul, Contribuții la studiul ornitofaunei din sate crânguri ale munților Apuseni. Un titlu foarte interesant și v-aș ruga să ne povestiți puțin despre această lucrare. Această lucrare de la disertația de biologie am făcut-o sub îndrumarea domnului șef lucrător dr. Alexandru Stermin, poate că unul dintre cei mai cunoscuți ornitologi la această oră din România. Ce am făcut în această lucrare? Prima și prima dată am studiat ornitofauna care se află în zona, să spunem, urbană sau urbanizarea și ornitofauna. Pentru că aici avem, practic, specii favorizate de urbanizare, păsări afectate de antropizare și specii de păsări ca indicator de biodiversitate. Și bineînțeles că aici, când spunem specii de păsări favorizate de urbanizare, ne referim mai ales la cele care deja s-au adaptat foarte bine sau probabil excelent în a conviețui în orașe și în apropierea oamenilor. Practic este o semidomesticire a avifaunei. Apoi avem speciile de păsări afectate de antropizare. Și aici ne referim la speciile de păsări care sunt afectate de activitățile pe care le dispunem noi oamenii. Pentru că antropizarea vine de la, înseamnă tot ceea ce facem noi oamenii. Și apoi mai avem speciile de păsări ca indicator de biodiversitate. Și aici, bineînțeles, mai mult sau mai puțin, aici depinde de oraș sau de regiune, sunt specii care arată de fapt că acel ecosistem este unul sănătos. Respectiv, bineînțeles că și aici a trebuit să fac o caracterizare fizico-geografică a arealului studiat, adică a satelor crânguri pe care l-am luat ca studiu de caz, și bineînțeles că am făcut și câteva caracteristici umane ale acestor sate. Și bineînțeles că au fost 6 de toate. Am luat 3 sate cu populație sub 80 de locuitori și altele 3 cu populație de peste 150 de locuitori. Bineînțeles că la fiecare dintre acestea am făcut o analiză calitativă ornitofaunei. Ce înseamnă calitativ? Înseamnă că trebuie să identificăm tot ceea ce înseamnă ordin, adică ordin de clasificare taxonomică, familie, specie, origine biogeografică, fenologie și, bineînțeles, ceea ce înseamnă regim trofic. Apoi, după asta, urmează o analiză cantitativă a ornitofaunei din aceste sate și când spunem cantitativ ne referim la numărul de indivizi. Bineînțeles, numărul de indivizi oarecum aproximați, pentru că stai 10, 15, 30 de minute într-un loc să faci observația și poți să aproximezi. Dacă vezi un stol, te pui și îl numeri și vezi 15-20 de păsări. Poți să spui că sunt 35-40, dar nu poți să spui că sunt sute. Oarecum este o aproximație, ca să vezi cam cum evoluează dinamica acestor populații. Și bineînțeles că această analiză cantitativă am făcut-o pentru fiecare sat și pe fiecare specie. Și aici fac mențiunea că și aceste observații nu le poți face chiar oricând. Eu, de exemplu, am ales perioada de dinainte, oarecum, de perioada de nidificație. Perioada de nidificație este perioada de reproducere, de cuibărire a avifaunei. Și atunci am făcut o perioadă înainte de a începe această perioadă și am mai făcut o observație după această perioadă. Bineînțeles că observațiile au fost făcute în fiecare dintre cele 6 sate studiate. Mai apoi am început să fac un studiu comparativ între cele cu 80 de locuitori și cele cu 150 de locuitori. Și aici am luat înapoi. Am făcut o analiză fenologică, ceea ce înseamnă, când spunem fenologie, ne referim, de exemplu, la
cum ar fi oaspeții de vale sau oaspeții de iarnă sau speciile de pasaj. Deci ne referim oarecum la aceste tipuri de păsări în funcție de dinamismul lor. Apoi a trebuit să fac o analiză, bineînțeles, zoogeografică, și aici când spunem zoogeografică ne referim la zonele de proveniență a avifaunei. Și bineînțeles că aici avem specii de păsări din zona, să spunem, palearctică, europeo-turkestanică, europeană, siberiană, paleoxeromontană, indo-africană, holarctică. Sunt mult mai multe pentru că, bineînțeles că s-au făcut cercetări multe, mai ales de străini, și au identificat tot felul de astfel de regiuni, bineînțeles fiecare cu caracteristicile sale, și atunci fiecare specie își are zona ei. Bineînțeles, mai multe specii formează o astfel de zonă. Mai apoi am făcut o analiză a regimului trofic. Și când spunem analiza regimului trofic, ne referim la hrana pe care o consumă avifauna. Și bineînțeles că am găsit specii insectivore, omnivore, vegetarian seminivore, carnivore prădătore și zoofag polifage. Bine, multe sunt asemănătoare între ele, diferă doar strict. Unele mănâncă, de exemplu, și animale mai mici, dar nu mănâncă, de exemplu, insecte. Iar alte mănâncă insecte și nu mănâncă animale mai mici, cum ar fi, de exemplu, rozătoarele. Și, bineînțeles, că am mai făcut și un statut conservativ al ornitofaunei. Când ne referim la statut conservativ, ne referim la tot ceea ce înseamnă legi de protecție a avifaunei. Și aici avem acea convenție de la Berna, apoi de la Bonn. Avem o ordonanță de urgență a noastră, numărul 57. Bineînțeles că fiecare specie intră sub incidența acestor legi de protecție. Pe baza cercetărilor făcute de specialiști și la recomandările lor. În principal cam asta am făcut și am spus contribuții la studiul ornitofan din State Ungari, Munții Apuseni, pentru că în principal este cam prima lucrare care studiază așa în mare avifauna din teritoriul Munților Apuseni. În timp ce ne vorbeați despre aceste lucrări, telespectatorii noștri au avut ocazia să vizioneze pe ecran copertele acestor volume. Pe fiecare copertă se regăsește sigla unui institut care funcționează în orașul Cluj-Napoca, Multicultural Business Institute. O instituție care funcționează în parteneriat cu Academia Modelelor, Elitelor și Valorilor din Cluj-Napoca. Și aș vrea să vă întreb cum s-a născut colaborarea dintre dumneavoastră și aceste două instituții sub egida cărora au apărut aceste volume. Zic eu că nu e bizar cum am început să ne cunoaștem, mai ales pe domnișoara directoarei. Ne-am cunoscut la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca, pe când făceam astfel de studii, acestea și bineînțeles că și altele. Am stat destul de mult la această bibliotecă, chiar la un moment dat și spuneam celor cunoscuți că este a doua casă. Mai aveam puțin și poate că și un pat îmi puneam acolo, pentru că aproape 5 ani de dimineața, de la 8-9 până seara la 6-7, uneori chiar la închidere închideam cu domnul director biblioteca, cu domnul Orga, la bibliotecă, și din întâmplare discutau niște colegi acolo că nu știu, un alt coleg a publicat o oarecare lucrare și a luat legătura cu acest Multicultural Business Institute. Sunt oameni tineri, serioși, profesioniști, și auzind acestea am zis totuși să văd și eu care ar fi treaba cu acești oameni. Am luat legătura cu domnișoara Alexandra, mi-a prezentat ceea ce fac ei, cum fac, cum ajută mai ales tinerii cercetători, pentru că nu mulți ajută tinerii cercetători, pentru că vedem și noi cultura practic nu prea contează aici, înspre zona noastră. În fine,
Am luat legătura cu Alexandra, cu domnișoara Alexandra și i-am propus aceste cercetări ale mele, să vedem dacă le-am putea scoate sau nu, să le publicăm. I le-am trimis, le-am analizat și, bineînțeles că m-au ajutat cu tot dragul. Am scos disertația prima dată, practic a fost lucrarea de început și cea mai apreciată, pentru că are deja mii și mii de citiri. Bineînțeles că au urmat și, practic și ei știau că vor mai urma și altele și când le-am terminat, le-am pus la dispoziție, practic cu și mai mare bucurie m-au ajutat și doresc să le mulțumesc pe această cale pentru că s-au preocupat nespus de mult să mă ajute și pentru a căuta diferiți sponsori care să sponsorizeze proiectele pe care le-am făcut. Și mai trebuie să spunem că aceasta este o colaborare care continuă până în zilele noastre. Cea mai elocventă dovadă fiind volumul recent apărut dedicat protopopului Aurel, protopopului martir Aurel Munteanu din Coedin, o lucrare care poartă din nou această egidă a Multicultural Business Institute și Academiei Elitelor Valorilor și Modelelor din Cluj-Napoca. Cum am spus, acest volum dedicat protopopului martir Aurel Munteanu este apărut recent și dacă sunteți de acord, v-aș lansa invitația de a discuta despre acest volum, despre tematica lui, despre personajul central al volumului într-o ediție secundă a emisiunii. Pentru că este un subiect extrem de important, extrem de ofertant și nu cred că îl putem epuiza în cele câteva minute pe care le mai avem la dispoziție în această după-amiază. Dacă sunteți de acord, vă propun să organizăm o nouă întâlnire și săptămâna viitoare, în cadrul căreia să discutăm despre Aurel Munteanu și despre acest volum. Doresc să vă mulțumesc și de această dată pentru onoranta invitație, pe care bineînțeles că o acceptăm cu nespusă de mare bucurie. Pentru că protopopul Aurel Munteanu a fost un standard al creștinismului, a luptei pentru țară, pentru patrie. De fapt, de asta a și murit și pentru asta a și trăit. Și mă gândesc că, așa cum spune și dumneavoastră, trebuie să alocăm și ar fi frumos din partea noastră să alocăm o emisiune pentru a comemora acest martir, a spun eu și sfânt, al României și Bisericii Ortodoxe. De la cărui naștere anul acesta s-au împlinit 140 de ani, pentru că în acest context a apărut volumul pe care l-ați coordonat. Da, bineînțeles, protopopul Aurel Munteanu s-a născut pe data de 2 mai 1882, iar în acest an s-au împlinit 140 de ani de la nașterea sa. Am făcut acest volum comemorativ și bineînțeles că probabil o să și discutăm la viitoare emisiune, că am făcut și un simpozion magial în cadrul care l-am lansat. Tocmai de aceasta v-am lansat această propunere, pentru că este un subiect pe care nu îl putem epuiza în câteva minute și ar fi păcat să și încercăm lucrul acesta, să-l tratăm așa fugitiv. Bun, am povestit despre lucrările dumneavoastră, dar trebuie să subliniem faptul că acestea sunt dublate de apariția a zeci și zeci de articole și studii de specialitate, așa cum am spus, publicate în țară și în străinătate, în limba română sau în limbi de circulație internațională, în special în limba engleză. Și v-aș ruga să ne spuneți ce impact au avut aceste studii pentru comunitatea academiei, pentru că noi știm, există diferite platforme pentru cercetătorii din diferite colțuri ale lumii, unde cei care își încarcă materialele pot urmări și impactul pe care acestea le au pentru comunitatea științifică. Și aici mă refer la numărul de citări, la numărul de citiri, la numărul de descărcări. Da, în principal, da, aș putea spune, în principal cele mai vizionate, descărcate și citate au fost cele publicate în străinătate, pentru că au fost în reviste ICI, și atunci impactul a fost ceva mai mare, mai ales articolul, de exemplu, publicat în Spania și chiar și cel din Argentina, pentru că a fost primul ICI pe care l-am publicat.
în revista Geograficando de la Buenos Aires. Bineînțeles că cele din țară sunt mult mai vizionate și apreciate de către comunitatea noastră din țară, fiind în limba română majoritatea, dar am câteva și în limba engleză, tot la noi în țară, pentru că sunt reviste care încă mai acceptă și în limba română, dar sunt reviste care nu mai acceptă și acceptă doar în limba engleză, oarecum dorind ei să îți crească impactul și în mediul internațional, pentru că sunt indexate în tot felul de baze internaționale, Scopus, Uldic, Indescopernicus și așa mai departe. Ca număr de citiri, mă apropiu undeva de 4.000 și asta doar în 2, încă poate nici nu 2 ani de când am acel profil de cercetare unde mi-am încărcat articolele. Respectiv, ca număr de citări, am undeva la 37-40 și bineînțeles că toate acestea cresc de la o săptămână la alta și chiar de vreo 4 sau 5 ori studiile mele au fost cele mai citite din Departamentul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie. Am înțeles. Acum vă propun ca în minutele care ne-au mai rămas la dispoziție să povestim, am povestit până acum despre latura academică, despre cercetările pe care le-ați derulat și v-aș propune să vorbim în continuare despre cealaltă latură activității dumneavoastră, cea de dascăl. Și aș începe prin a vă întreba dacă ați știut dintotdeauna că vreți să deveniți dascăl sau a fost un anumit moment în pregătirea dumneavoastră care v-a determinat să vă orientați spre o viitoare carieră didactică? Nu, dintotdeauna nu m-am gândit că o să ajung dascăl, dar bineînțeles că o mare influență asupra mea a avut chiar bunica mea, care mi-a sugerat mai multe, printre care și profesia de dascăl. Și atunci, având în vedere că îmi plăcea geografia și vedeam de la ceilalți profesori că este frumoasă, este ușor de predat, este armonioasă, este interactivă, atunci m-am gândit să mă scriu la geografie și să încep și modulul pedagogic pentru a putea profesa ca și dascăl. Bineînțeles că în anii de tinerețe, până să ajung eu la facultate, aveam tot felul de altfel de meserii pe care le doream să le fac, dar bineînțeles că erau copilărești, însă cea de dascăl se pare că s-a cuantificat și iată că azi ne aflăm în postura de a profesa la Colegiul Mitropolit Colan de la Cluj-Napoca. Predați doar geografie sau predați și geografie și istorie? În principal, aici aș face mențiunea că geografia, de fapt, sunt la două școli, dar aici la Mitropolit Colan, în principal, sunt încadrat pe orele de educație tehnologică. Am înțeles. Iar la Colegiul de Transporturi sunt pe geografie. Am înțeles. Deci, deocamdată, catedra de istorie nu este deținută de profesorul Lung. Am înțeles. Am o curiozitate. N-am apucat să mă documentez în această direcție. Colegiul Ortodox Nicolae Colan din Cluj-Napoca funcționează sub egida Mitropoliei sau este o instituție care funcționează independent de aceasta? Doar și doar are ca și patron spiritual figura Mitropolitului Colan. Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan este de fapt fostul seminar teologic. Am înțeles. Și și-a schimbat numele de anul trecut, din septembrie, început cu septembrie, adică practic acest an de învățământ și funcționează sub ascultarea canonică a Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălașului. Bineînțeles că ceea ce înseamnă angajări, posturi și așa mai departe, funcții de director, numiri de directori, se face sub egida Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Am înțeles, am înțeles. Și bănuiesc că pentru aceasta e nevoie și de binecuvântarea celui care se află în fruntea Mitropoliei Ortodoxe. Bineînțeles că e una dintre condiții atunci când îți duci dosarul pentru a face contractul de muncă, trebuie să ai o astfel de binecuvântare din partea ierarhului. Am înțeles.
Mergând mai departe, aș vrea să vă întreb, ca și dascăl, cum ați aprecia elevii din zilele noastre? Mai sunt pasionați de obiectul pe care îl predați, de geografie? Învață obligați, forțați? Mai există o chemare lăuntrică din partea venită dinspre ei pentru acest domeniu al cunoașterii? I-am întrebat cam pe toți colegii pe care i-am avut invitați în legătură cu acest aspect. Acum, din păcate, eu n-am activat ca și dascăl înainte de pandemie, dar din ce am discutat cu alții, se pare că după pandemie situația s-a cam înrăutățit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că elevii nu mai au aceeași atracție, nu mai au aceeași dorință de a cunoaște și de a fi capabili ei să facă ceva, ci mai bine să aștepte, poate face altul sau poate nu face nimeni și trece și ok și așa. Acum, din perspectiva mea, că am intrat după pandemie, chiar cu asta m-am confruntat, că de asta și discutam. Sunt câțiva care încă doresc, dar din păcate sunt din ce în ce mai puțini, dar până la urmă probabil că aici putem vorbi din acest moment și de oarecare selecție naturală. Selecție naturală în ceea ce privește învățământul. Și atunci, bineînțeles că ne vom trezi cu o clasă de 30 de oameni, din care 10 vor fi pasionați, 10 mai puțin și 10 poate chiar deloc. Și atunci, aici se rezumă totul. Corect. Din păcate, această situație este valabilă și pentru domeniul istoric. Și cred că, de fapt, este o constantă a învățământului contemporan. Da, 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 da. Și așa cum ați spus, pandemia și școala online și-a pus amprenta asupra tinerilor noștri elevi. De fapt, și cei care conduc destinele Ministerului Educației au recunoscut în lunile care au trecut faptul că școala online a fost un eșec total, pe toate planurile. Mă aștept să fi fost așa, pentru că mi-au spus câțiva elevi că atâta timp cât a fost vorba de școală online, n-au făcut absolut nimic. Și atunci când pierzi, nu știu, un an, doi, trei, cât a fost pandemia asta, categoric că nu poți să mai revii să fii ceea ce puteai să fii cândva dacă școala era normală. Da, 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 e greu să recuperezi acei timp morți până la urmă din perioada școlii online. Acum, pe final de emisiune, v-aș adresa o întrebare legată de provocările care apar în profesia noastră. Care credeți că sunt provocările școlii noastre pentru un tânăr profesor, un profesor debutant? Cu ce este confruntat, cu ce se confruntă acesta în primii ani de școală? Căror provocări trebuie să le facă față? Până să ajungă în cadrul școlii ca să fie dascăl, se confruntă cu anumite situații de a spune o birocrație, pentru că trebuie tot felul de acte, de adeverințe, de copii după diplome pe care le-ai studiat, care de fapt s-ar putea face chiar la fața locului sau printr-o singură ștampilă sau, eu chiar știu, digital. Printr-un... Categoric. Și atunci te trezești că ești pus pe drumul să aduci tot felul de hârtii, semnate, nesemnate, un amalgam acolo de aproape că nici nu mai înțelegi nimic. După ce ajungi, te trezești că, practic, titular nu o să prea poți fi cine știe câți ani, pentru că posturi nu există. Dacă există, încă există acei oameni care au fost acolo pensionați și probabil că încă și rămân acolo. Și te trezești că trebuie să mergi din an în an să dai titularizare, iei o notă într-un an mai mare, poate în alta mai mică, iei un loc mai rău, altul mai slab și, practic, zic eu că de aici apare și o oarecare descurajare în rândul tinerilor. Am înțeles. Din păcate, timpul alocat discuției noastre a luat sfârșit. Vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să ne împărtășiți aceste gânduri și ne despărțim cu gândul că peste o săptămână ne vom revedea pentru a povesti despre Aurel Munteanu și despre volumul pe care i l-ați dedicat. Sigur,
Vom Vă fi acolo, mulțumesc. vom discuta și vom dezbate. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă mulțumesc și eu, le mulțumesc și telespectatorilor noștri că au fost alături de noi. Iar până data viitoare, îi invit să nu uite faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!